Am primit un mesaj extrem de important. Popor român, luați exemplu de la Covaci Valeru, un om care a pus iubirea aproapelui înainte nevoilor lui, riscându-și chiar și cariera și stabilitatea lui familiară pentru acest popor român. El s-a dăruit și a făcut tot ce a putut să apere drepturile românilor de la nivelul care a putut el. Susțineți-l în demersurile lui, pentru că în viitor, cu ajutorul și cu susținerea voastră, va putea ajuta poporul român și mai mult în numele bunului Dumnezeu. Fără unirea poporului, țara va avea foarte mult de suferit. Vă transmitem rugăciunile și susținerele noastre de la Sfântul Munte Athos, cu drag și iubire, Părintele Zenovie. Cred că ar trebui cu toții să ne gândim la cele expuse de Părintele Zenovie și, într-adevăr, să prioritizăm omul, nu lucrurile.